așa un singur verset. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Ar fi suficient să avem motive să venim plini de bucurie în cuvinte de mulțumire, de laudă, pentru că acest Dumnezeu ne-a răscumpărat. Dacă noi suntem aici, nu se datorează nouă, ci se datorează Lui. Nu inteligenței noastre, nu căutării noastre după Dumnezeu, ci faptul că El înainte de noi, de a căuta noi, El ne-a căutat și ne-a găsit și ne-a răscumpărat prin Domnul Iisus. Și aș vrea să nu uităm nici măcar o zi din viața noastră. Să venim cu această mulțumire înaintea Lui. Dincolo de orice cerere, să-i spunem mulțumim că ne-ai răscumpărat. Amin. Toată Biblia este o povestire a căutării lui Dumnezeu pentru cei păcătoși, pentru cei pierduți, pentru cei care nu aveau speranță, pentru cei care nu-și găseau locul dacă El n-ar fi fost în căutarea noastră. De aceea, în această dimineață, aș vrea să venim și să-i spunem mulțumim, Doamne, că ne-ai găsit. Mulțumim, te binecuvântăm, te lăudăm, pentru că ai făcut din noi oameni ai lui Dumnezeu, copii ai lui Dumnezeu, oameni din casa lui Dumnezeu, oameni care te caută și doresc cu toată inima să mulțumească pentru efortul depus la cruce, la Golgota. Aș vrea să